Sunt Sorosco și bine v-am găsit un nou videoclip. Astăzi eu sunt Emilio pe GTA 5. Mă aflu aici pe un munte lângă căsuța mea cu această sanie și vreau să mă dau pe muntele ăsta să ajung exact în curtea mea, dar mai întâi vreau să-i arunc telefonul lui fratele meu mai mic. Da, ați auzit bine în găleata asta. Am telefonul iPhone 15 pe care l-am cumpărat acum ceva timp. Acum o să-i-l arunc deoarece stă prea mult pe telefon. Mi-ajunge, gata, o să mă duc să-i-l arunc acum, uite, exact în boscheția aia. Nu o să mai vadă niciodată niciun telefon. Mi-a ajuns. Gata, mă, acum să-l mai găsească. Ce să mai găsească, că nu mai are cum să-l găsească. Unde este Sania? Uite-o, mă, și ori să ne dăm cu Sania de pe munte. Ăsta chiar îți cros. Sper să nu pățim nimic, bro, nu? Nu, eu să vedem și sunteți pregătiți, come on, yo! Cât de tare e! Da, mama, Sico, stop! Oi, 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 pune frână! Au! Ia, mă, doare puțin spatele, am sărit cam prost, mă, și Sania nu cred că o mai pot lua, sau ba, da, mă. Hai să luăm Sania și să o punem exact în garajul nostru, deoarece acum trebuie să plecăm, bro. Este, trebuie să plecăm în oraș. Uite, mai avem și snowboardul aici. Hai să băgăm Sania asta în garaj ca să nu o fure nimeni, bro. Aici pe stânga am un Nissan pe care l-am cumpărat din Dubai, dacă vă vine să credeți, ceva de genul arată. Este de drifturi, mai ales dacă e zăpada afară, o să facem niște drifturi, nu aveți idee, mă. E bine că a nins din nou și s-a depus zăpadă, plus că mai avem aici un Mercedes cu niște roți imense. Mi-am cumpărat și o mașină de genul. Dacă tot mergem la munte și așa mai departe, e mai bine să mergem cu o mașină de genul. N-am mai văzut niciodată, dar arată chiar tare cu roțile astea imense. Ar fi mai bine să colorăm mașina asta în altă culoare, nu? Oricum am un spray cu mine și haide să vedem în ce culoare. În roșu, nu? Sau da, în roșu îl facem. Trebuie să-l agităm puțin acum ca să iasă cum trebuie aerul, bro, you know? Hai, Masico, mai dai puțin și îi dăm. Gata, am început să dau un măicut puțin aici în față, mai și pe partea cealaltă. Zoțac. Sper să-mi ajungă, bă, dacă nu mai am unul. Cred că mi-ajunge. Mamă, cât de tare arată, nu cred așa ceva. Bro, un roșu arată mult mai bine. Ia să ne urcăm puțin în mașină. Ceva de genul arată în interior. Ok. Yo, nine. Mamă, ce... Bro, ce drifturi facem cu mașina asta. Nu cred așa ceva, cât de tare e să mergi pe zăpadă. Yo! Da, ușor. Mamă, cât de tare. Poți urca oriunde vrei tu cu mașina asta. Dar nu o să mergem cu asta, cred, nu? O să mergem cu mașina aia ce putem face drifturi, bro. Da, luăm acel Nissan. Uite-l, mă, ce și-a luat ăsta cu el, mă? What is this one? Ok, și-a luat motocicletă, n-am văzut niciodată asemenea mașini. Hai să ne luăm Nissanul, bro, m-am gândit. Da, îl băgăm pe ăsta în garaj, îl băgăm. Ca să nu-l ningă. Țac, uite, îl băgăm, uite, exact aici. Bro, virează toate cele patru roți, după cum puteți observa, nu? Da, mă, e chiar tare. Și asta ne ajută oricum la curbe și așa mai departe. Să o luăm noi altă dată acest Mercedes, așa că haideți să luăm acum acest Nissan, să mergem în oraș, bro. Astăzi avem foarte multe de făcut, nu aveți idee. Și ce am auzit eu zilele astea, că în centrul orașului, în Los Santos, a fost decorat de Crăciun, mă. Oh my God, nu pot să cred. Oh my God, de-abia aștept să vedem cum arată în oraș. Acum o să mergem să vedem cum arată în oraș în momentul de față. A fost decorat tot de Crăciun, numai că la noi lipsește decorația, bro. Scrieți în comentarii dacă vreți să decorez și eu ceva de Crăciun, dar oricum trebuie să decorăm numai decât lumini și așa mai departe și o să le pun pe aici. Scrieți în comentarii, oricum o să fac asta zilele care urmează 100%, dar mai întâi o să mergem acum în oraș cu mașina asta să vedem cum a fost decorat în centru, bro, de Crăciun. Oh my God, bro, mașina asta e de drift, uitați-vă și voi cum merge. No way. Yo, no. Dați-vă mă la o parte, uitați-vă și voi cum se duce, numai că... Na, dar mă duc prost rău de tot cu ea, cred, nu? Mai ales că e zăpadă acum, volanul e pe dreapta, dar nu-i problemă. Yo, mă, cât de tare. Da, eram să ajung unde nu trebuie, cam patinează, vă, dar nu-i problemă. Și... Yo, come on, diga. Hai că se descurcă, mă, 100 și ceva la oră avem. Dar uitați-vă și voi cum merge. Yo. Oh, mă, nu cred, îmi place la nebunie mașina asta. Oricum, dacă găsim un loc mai mare, putem să facem niște drifturi. O să-mi iau acum controllerul, fac mai bine cu controllerul drifturile și hai să mergem acum numai decât. Bro, ăsta văd că a decorat ceva de Crăciun, nu? What? Ce scrie acolo, bro? What? Nu cred. Wow, Merry Christmas scrie aici, mă? Da, mă, cred. Merry Christmas, mă. Și tipul ăsta a decorat puțin de Crăciun. Eu chiar tare, eh? Gen, casa nu e decorată, dar aici în față. Ăsta nu știu ce face, probabil se uită la ceva, nu?
Ai, proprietarule, ai frig, mă, mai ales când ai o casă și din lemn. Nu știu dacă ține căldură lemnul. Probabil, dar nu știu ce are ăsta. Să-l întrebăm ceva, dar pare arogant. Mi-e frică să nu mă bată sau ceva. Plec de aici. Haideți să mergem mai departe. Nu aveți idee. Deci tot orașul Los Santos este decorat de Crăciun. Chiar îmi place, mai ales noaptea, când o să mergem noaptea în oraș și se văd luminile alea. Wow, mamă, îmi dă un feeling așa de Crăciun. Nu aveți idee. Și haideți să mergem acum. Așa, în legătură cu ceea ce am vrut să vă spun astăzi, cu școala din Los Santos, directorul m-a sunat ieri și mi-a spus că profesorii sunt răciți, mă. Și mi-a spus dacă pot să fiu eu pentru câteva ore profesor și l-am întrebat, da, dar nu prea am experiență, adică, și mi-a spus, na, nu trebuie să ai experiență, o să spun eu ce trebuie să faci și te plătim, nu-i nicio problemă, mi-a spus. Și ok, na, nicio problemă, nu, problemă, bro, o să fim profesori astăzi la școala din Los Santos, să mergem frumușel, mamă, dar câte căprioare sunt pe aici, făcuțe și așa mai departe. Așa că o să mergem acum în Los Santos și o să fim profesori, bro, dacă vă vine să credeți. N-am mai fost în viața mea. Momentul de față suntem pe autostradă. Haideți să vedem. Na, ia cum se bagă în fața mea ăștia, man, ești apcai în boc, medica. Se bagă în fața mea, uitați-vă și voi cum se bagă, trebuie să avem mare grijă să nu ne prindă poliția cu mașina asta. Uitați-vă și voi ce drifturi fac, nu cred așa ceva, mamă, cum merg. Yo, bro, mașina asta cred că e ilegală să merge așa prin oraș, cred. Uitați-vă și voi, cred că am făcut pană, nu? Sau, he? De ce mi se fumă în momentul de față? What? Tica, v-ați spasiet? Na, mi se fum, nu cred că mai mergeam ceva la motor, cred. Uitați-vă și voi. Yo, la o parte, mă, cu voi. Na, n-am mai făcut și accident, mai du-te, amasico. Unde să mă mai duc? Că nu mai am unde să mă duc. Dar nu mai merge. Am făcut ceva nașpa, cred. Trebuie să-i schimbăm ceva motorul. Mergem acum numai decât. Iese fum nașpa, bro. Nu știu dacă mai putem ajunge în oraș. Nauș. A murit tipul ăla. Mă scuzați, n-am vrut să fac asta. Oh my god, bro, cum îmi iese fum. Am dat 200 și ceva de mii de dolari pe mașina asta și deja mi iese fum. What? Cum e posibil așa ceva? Na, trebuie să mergem la mecanic acum să vedem ce are, bro. Dați-vă și voi, deja am ajuns în oraș și ce vedem aici? Vedem decorații, bro, pe semafor, vedeți, nu? Ia să vedem. O, bă, cât de tare mașina asta, nu știu ce are, trebuie să mă uit din nou la ea sau... Gata, m-am făcut, era ceva la motor, nu era strâns un filtru cum trebuie și din cauza asta mi-e și așa fum, dar nu știu de ce, probabil a avut o scăpare ceva și asta am vrut să vă arăt. Uitați-vă și voi, ușor, ușor ajungem în oraș și vedem decor... Da, hai, proștia se iau în... Na, l-a luat în fața mea pe tipul ăla. Bro, tu știi să conduci, mă, Los Santos sau... Mă, uitați-vă și voi cum conduce ăsta, na. Unde se duce, na? Îs curios să văd unde pleci, na. Acum se... Ata. Ce? N-am mai văzut asemenea persoană. Uite, a blocat și strada. Ai, stai, mă, ușor. Că ai, a blocat strada pe aici, mă. Ia să punem mașina asta, uite, exact aici. Oh, acum aveți liber, mă, toți. N-am mai văzut așa ceva, mă. Și da, uite, asta am vrut să vă arăt. Decorațiile din Los Santos. Uitați-vă și voi cât de tare se vede, mai ales noaptea. O să venim noaptea în Los Santos, în centru, și o să vedeți cât de tare se vede. Uite, avem aici foarte multe decorații. Numai că asta nu e tot, bro. O să mergem acum în centru să vedeți ce e acolo. Wow, am văzut puțin pe internet că au arătat niște imagini. Dar în rest, în realitate, o să vedem acum împreună cu voi. Uite, când intri în Los Santos, se văd deja decorațiile pe oriunde, bro. Uite și pe aici, wow. Uite, mă, avem aici bomboane decorate, orice. Scrieți în comentarii dacă vă place Crăciunul. Mie îmi place la nebunie. Uite, avem peste tot, mă, decorat. Chiar tare. Oricum, în centru e mult mai... Na, uite-l, mă, și pe ăsta. N-a semnalizat, mă. Ce mă enervează. În centrul oricum e făcut mult mai bine, e decorat mult mai frumos. Mai avem puțin și ajungem în centru, dacă vă vine să credeți. Bro, decorațiile devin din ce în ce mai frumoase. Ia uitați-vă stânga acolo. De-abia aștept să văd cum arată în centru. Plus bradul vreau să-l văd, mă. Vreau să văd cum arată bradul, mă. Chiar sunt curios. Au spus că au adus un brad de 100 și ceva de metri, dacă nu mă înșel. 100-200, parcă nu mai știu sigur. Să vedem ce brad. Ajungem, nu cred așa ceva. Și am ajuns, am... Nai, uite, se vede ceva acolo. Nai, se vede ceva în față, nu? Gândiți-vă noaptea cum o să se vadă. Oh my god, nu cred așa ceva. Iau!
Tega, unde am ajuns, mă? Am ajuns în Los Santos în momentul de față sau în Polul Nord? Noi, mamă, ce feeling de Crăciun îmi dă acum. Chiar tare, mă. Să vedem cum o să fie în centru acum, nu? O mergem frumușel, ok. Arată chiar tare, mă, decorațiile astea. Și am ajuns în centru acum. Nine. Oh. What? Nine, ești drept. Tega, what's this, Dustin? Bro! N-am văzut așa ceva niciodată. Wow, aveam aici dulciuri, decorations, orice, mă. Și bradul avem una, două, trei, patru. What the heck? Cât de tare se vede. Este absolut tot decorat. Mă, uitați-vă și voi stânga pe aici. No. Tega, what's this, Dustin? N-am văzut așa ceva niciodată, bro. Deja m-am îndrăgostit de locul ăsta, bro. O să vin non-stop aici, cred. Da, o să stau aici, o să mănânc. Eu mai ales noaptea, cred. Haideți să parcăm frumușel mașina aici, să vedem cum arată aici, în centrul orașului. Aici o să fie târgul de Crăciun, dacă nu mă înșel, nu? Da, mă, uite, văd că stă cineva aici. Bă, dar nu ți-e fric să stai aici pe banca asta? O avem și... Avem și oameni de zăpadă, avem orice. Haideți să vedem așa mare parte, eh? Ce e asta, mă? What is this one? Nine, avem o casă făcută din gheață, dacă vă vine să credeți. Hai mă, ieși tu mai repede odată. Sper să nu se dezghețe, dacă se dezgheață. Am merlit-o. E nașpa, vreau să stea așa non-stop casa asta. Hai să intrăm înăuntru. Uite, aici avem și un brad, avem dulciuri acolo, nu? Cadouri, nu știu dacă avem voie să le deschidem în momentul de față. Poate o să deschidem unele pe ascuns, să nu ne vadă nimeni. Și am intrat în casa asta de gheață, mă. Wow, mamă, cine e acolo sus? Un ursuleț? Yo! Mama, aici noaptea când o să vii, poți să pui la foc aici un cărnăcior, să stai aici cu prietenii. Chiar tare, o să venim cu fratele meu mai mic, cred, cu Molai, o să venim în momentul de față. Uite aici, mai pe seară, cred, nu? Hai să mai vedem cine mai așteaptă pe aici. Ok, avem aici bradul în mijloc. Chiar mare bradul ăsta, nu? Noi, ne-l avem și pe Moș Crăciun, mă. Vreți mișfa? Tega, noi, avem aici Reni și Moș Crăciun. Scrieți în comentarii voi ce vă doriți de la moșul. Uite-l, mă, se pregătește. Oricum, mai puțin și vine la toți anul ăsta. Uite, aici pe stânga mai avem. Ce ai, a? Wow, cât de tare e asta, mă. Avem aici un om de zăpadă. Ăsta e imens, mă. Uite, și aici cine stă, mă? Aici pot sta eu, nu? Aici stă șeful, mă. A, Moș Crăciun stă aici, mă. Da, uite că uitasem. Da, aici o să stea Moș Crăciun și o să împartă cadouri. Chiar e curios. Poate o să venim și noi să primim un cadou de la moșul. Și da, trebuie să-i spunem o poezie. Asta e nașpa. Noi știm o poezie. Da, trebuie să știm una. Amasico, du-te, du-te. Nu știu, ceva de genul sună. O să vedem oricum dacă nu o să învățăm una. Uite, avem aici chiar tare. Îmi place cum e făcut cu culoarea asta în roșie, așa, mă. Wow, alb-roșu, chiar tare. Ce fac ăștia cu câinile? What? Bro, ați adus lupul aici? Afară cu tine, în momentul de... Ei, afară cu tine, în momentul de față. De ce latră ăsta? Afară cu voi, în momentul de față. Yo, haideți să mergem mai departe. Uite, ăștia mănâncă ceva aici. Haideți să mâncăm și noi ceva, nu? Mâncăm și noi, bro, un candy. De ce nu? Toc. De ce nu, dacă tot e Crăciunul? Uite ce candy mare avem acolo și ce Moș Crăciun imens avem aici pe dreapta, îl vedeți? Oh, noi, mă, are foarte multe cadouri în spate, cred, dar chiar tare, bro. Nu? E imens, mă, Moș Crăciunul ăsta. So, uite, acolo avem foarte mari cadouri, nu? Oh, yo, haideți să mergem frumușel. Uite, aici pe dreapta, aici facem poze, bro, nu? Putem face poze aici, o să facem niște poze probabil aici pentru Instagram, dacă nu mi-ați dat follow, o puteți face în momentul de față, acolo mă numesc AmasicoX, cu la urmă o să-l las în descriere și da, o să facem și aici niște poze, sac, hai să-mi fac așa un selfie, sper să ies bine, nu? Ies bine sau mai întreaptă AmasicoX, arată-ți așa ceasul, perfect, arată așa, bine, oricum e din aur argint. Cam atât. Sper să fie cum trebuie. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Wow, mamă, câte cadouri avem aici. Astea s-a ascunse pe aici pe undeva, nu? În partea avem bradul. Ok. Oricum o să venim cu fratele meu mai mic și o să fie mult mai bine. Bro, o să stăm cu el puțin aici să mâncăm ceva, de ce nu? O să facem niște friptură acolo la foc, la căsuța aia acolo. O să intrăm acolo înăuntru. Și scrieți în comentarii dacă vreți să stau 24 de ore în căsuța asta, mă, să locuim acolo, să stăm. O să ne punem și un pat. Uite cum e bradul ăsta, e făcut așa din lumini, mă, nu?
Ok, arată chiar tare simplu și aici avem un glob, nu? Făcut din gheață, probabil. Arată și asta chiar tare. Îmi place la nebunie tot cum arată în centru. Scrieți în comentarii cum a fost decorat. Mie chiar îmi place vreo decorație asta. Îmi place la nebunie. Ăla cu cine vorbește, mă? Tu cu cine vorbești, mă? O, unde să mergem acum? Trebuie să ne grăbim să mergem la școală, bro. Da, deoarece, cum am spus, trebuie să facem ore astăzi. Trebuie să fim profesori pentru câteva ore, deoarece profesorii sunt majoritatea răciți, vreo sunt bolnavi din cauza asta. Dar o să venim mai pe seară cu fratele meu mai mic. Plus că trebuie să ne cumpărăm și niște mașini de Crăciun. Dacă nu, o să mergem să furăm niște mașini de Crăciun. Probabil, nu 100%, o să mergem să colectăm mașini de Crăciun. Unde să mergem acum? Chiar tare. Îmi place Crăciunul la nebunie. Dar a fost decorat cum trebuie, vreo, uite și în partea asta, foarte multe lumini. Lumini de ultima generație, cred, nu? Uite cum se vede aici sus. Wow! Trebuie să mergem puțin pe la director să luăm niște cărți, bro, pe care trebuie să le luăm la școală. Altfel nu avem cum. Ia să vedem. Parcăm frumos în mașina aici, intrăm în căsuța lui și... Da, sper să fie acasă, nu? Da, cred... Doamne ajută, uite brușa decorat și la el acasă aici văd. Gata, i-am luat cartea care trebuie și acum o să mergem către școală, bro. Mi-a mai spus să mai îmi pun și niște ochelari ca să pară profesor, mi-a spus. Și mi-am pus ochelari ăștia, sper să-mi stea cum trebuie. Nu prea îmi place mie cu ochelari, dar e ok, bro. Bun, am luat cartea, acum o să mergem către școală, că încep orele imediat. Ajungem acum la școală, oh my god, am puține emoții, dar sper să fie cum trebuie, oricum, sper să ne descurcăm. Și dacă mă întrebați dacă mă plătește, normal că mă plătește, 1000 și ceva de dolari pe ziua de astăzi. A spus că e ceva extra și mă plătește mai mult. O să mergem cu mașina aici frumușel să o parcăm. Uite, o lăsăm exact aici, nu? Da? Și plecăm acum, bro, plecăm ca un profesor, sper să... Fie cu minții așa din clasă, nu? Dacă mă întrebați ce clasă e clasa unde este și fratele meu mai mic. Trebuie să ajungă și el la școală, dacă nu e înăuntru, cred, 100%. Nu vă supărați, aveți pauză acum sau... ok... ori nu vorbește, ori nu înțeleg ce e cu tipa aia. Haideți să intrăm înăuntru. Sus trebuie să intrăm, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă au pauză acum. Stai să vedem, a început orele? Cred că au început, nu? Să ne uităm stângă... Dar au început orele, cred. Sau nu, ăștia încă au conferință aici pe dreapta. Ajungem acum, doamne ajută, aici pe stânga, dacă nu mă înșel, nu? Sau nu, aici e calculat, sau? Nu, bro, aici pe dreapta parcă era, nu? Dar, nu, am scuzați. Stai, mă, care era clasa unde trebuie să... Aici parcă trebuie, nu? Da, aici. Ok, bună ziua, mă scuzați de întârziere. Am întârziat, cred că, 10 minute. Da, am avut niște probleme pe afară cu mașina. Na, a nins afară, vă dați seama. E mai greu, merg cam greu. Nu vin din Los Santos, vin din alt oraș și merg cam greu din cauza la zăpada asta. Bun, ce facem noi astăzi? Astăzi învățăm despre muntele Monchiliad din Los Santos. Vreau să-mi scrieți niște tabele despre acel munte și așa mai departe. Numai că fratele meu trebuie să fie pe aici, nu? Sau... Chiar mă, unei fratele meu, nu-mi dau seama. N-a ajuns, mă, ăsta, n-a ajuns. Ah, ce mă enervează, trebuie să mergem să... N-a ajuns sau îl sunăm sau ce facem, mă? Ia să ne uităm, poate ajunge, pe balcon aici. Ia să vedem, mă, cumva pe drum. Hei! What? Nu-i ăsta, mă? Uite-l, mă, că vine cu BMX-ul la școală. Hai mai repede, că vii târziu, mă, tu știi? Mai repede, mon. Ei, ce mă enervează, uite-l cum vine. Aha, vii așa târziu, nu? Lasă că vezi tu ce o să-ți fac. Gata, mă, am ajuns. Ce tot ai? Acum am ajuns, mă, am auzit că astăzi nu avem ore. Cum nu ai ore dacă ai ore astăzi? Hai, intră o dată mai repede la ore. Ia, ce cauți cu pistolul ăla? Dă-l afară, dă-l afară, mă. Dă pistolul afară. Cum intri tu cu pistolul în școală, mă? Astăzi nu lucrează niciun profesor, am vrut să vin cu pistolul la școală, da? Mulai, tu vrei să-mi faci probleme? Tu vrei să-mi faci probleme, sigur, din cauza asta? Nu cred așa ceva, bro, trebuie să... Da, hai... Hai, intră odată, mă, s-au venit cu pistolul. De la afară, Mulai, oh my god, îmi face numai probleme. Dar nu-mi dau seama de ce se află doar 3 persoane la școală, bro, lipsește peste jumate de clasă astăzi. Unde sunt toți, mă? Păi nu avem ore, mă. Astăzi putem să facem orice. Cum să faci orice, mă? Bro, ăsta îmi face numai probleme. Nu cred așa ceva. Dă arma jos, te rog. Dă arma aia jos, mă. Da, în legătură... Du-te la locul tău, da? Mulai, te rog, du-te la locul tău. Ei, 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 nu...
Mulai a început să tragă. Mulai, ce faci? Ce faci, o măicuță? A început să tragă. S-a speriat toți oamenii, trebuie să plec, mi s-a făcut piele de găină. Mulai, arma jos, te rog. Oh my God, ce m-am speriat. Ce mă fac eu acum? Ce o să-i spun la director Mulai? Mâinile sus, toți în momentul de față, mâinile sus. Nimeni nu mai are ce căuta aici, afară cu voi, toți. A luat o raznă, uitați-vă și voi. Stop, Mulai, stop, te rog să nu mai tragi. Oh my God, mon... Trebuie să ieșim, bro. Dacă ne împușcă și pe noi, nu cred așa ceva. Vine poliția. Îmi face numai probleme, bro, Mulai ăsta. Uitați-vă și voi. Dar nu înțeleg de unde a luat arma. Ah, mi s-a făcut piele de găină. Trebuie să ieșim de aici. Aia, ce să-i spunem la profesor? Ce o să-i spunem, bro? Hai să plecăm numai decât. Ah, tu crezi că te pui cu mine, mă? Nu mai vreau la școală, pam, pam! Mulai, ai luat o raznă, ai luat o raznă, nu te înțeleg ce vrei să faci de fapt. Na! Na, că vrea să tragă și mine, tu ai luat-o... Tica! Gata! Ți ajunge, nu mai trage, momentul de față, hai urcă mașină! Man! Îmi iau BMX-ul! Hei, și-a BMX-ul, ia uite-te mă și la... El cu BMX-ul merge acum... What the hell? Nu te-am văzut niciodată cu BMX-ul. Nu știu de când tu știi tu să mergi cu BMX-ul, mă, mai ales pe vremea asta. Na, sunt curios, așa că hai mergi cu BMX-ul. Na, sunt curios să văd ce faci tu cu BMX-ul. Yo, mă, bă, dacă merge, nine. Oia, oh, ia brudiș, fratele meu a luat o razna, cred, a venit cu pistolul la școală astăzi. Nu cred, răge, uitați-vă și... Uite-l, mă, cum merge, te-ca vas? Hai, mă, pe aici, unde ești? Hai, mai repede, m-ai pierdut sau ce-i cu tine? Hai. Tu crezi că eu sunt mașină, mă? Da, nu ești mașină. Oh, hai că ușor, ușor se noptează în Los Santos, văd. Ok, s-a noptat afară, nu cred așa ceva cât de tare se vede noaptea. Mai ales cu mașina asta, că și mașina asta strălucește, gen, are niște lumini super tare. Uite-l, mă, pe fratele meu cum vine din spate. Era să-l ia înainte mașina aia. Oh, dar ce drifturi face. Uite-l, mă, cum merge. Yo, ro, mamă, nu cred așa ceva. Nu știam că poate să meargă cu BMX-ul, nu știu, ne-am învățat. Ai, acum am ajuns, bro, a fost decorat și pe copaci, dacă vă vine să credeți, nu? Da, mă, și pe copaci, wow, cât de tare se vede. S-o și în dreapta și în stânga și pe partea asta, nu? Da, mă, uite, aici se vede mult mai bine la copaci ăștia, cum a fost tot decorat, ok. Hai să vedem cum arată acele lumini. Yo, mamă, dar cum face mașina asta, ce drifturi face, cum se duce și ce foc iese din fața de acolo. Îmi place mașina asta la nebunie. Uitați-vă și voi. Și ușor. Mamă, e bezna afară. Nu mai vezi absolut nimic. Na, noi o să vedem doar luminile astea cum se aprind noaptea. Și am ajuns în oraș, dacă vă vine să credeți. Wow. Uitați-vă cum se vede aici. Lol. Mamă, dar ce foc iese din mașina asta. Cum face în spate, mă? Ok, hai să vedem aici pe dreapta, ușor. Dar unde este fratele meu? Nu știu dacă mai e în spate sau a pățit ceva. Să uite, și aici se află foarte multe lumini. Ceva de genul ăsta arată. Ok, mama, aici arată mult mai bine. Și ajungem acum în centrul orașului, dacă vă vine să credeți. Ia să vedeți. What the hell? Mamă, cum arată acest candy aici. Ok. Uite și pe partea asta. Wow, nice. Uite că luminează și casa noastră aici. Uite, m-a ajuns și fratele meu după o oră. Ce faci, mă? Unde ai rămas? Nu am rămas nicăieri, mă. Nu am putut să ajung atât de repede cum ajungi tu. Chiar am înțeles. Hai că am vrut să-ți arăt cum a fost decorat în centru. Uite, mă, îți place cât de tare poate să arate? Da, îmi place la nebunie, mai ales că vreau să vină Moș Crăciun la mine acasă. Da, o să vină și Moș Crăciun, numai că avem aici pe dreapta ceva, o să-ți arăt acum imediat. Uite, de Crăciun o să vină Moș Crăciun exact în locul ăsta. Tu va trebui să-i spui o poveste, hai că o poveste, o poezie și după o să primești un cadou, numai că tu nu prea ai fost cu minte, tu știi, nu? Ai făcut cam multe probleme, așa că nu știu dacă o să primești ceva de Moș Crăciun, de Crăciun. Uite, aici o să stai, fac, o să spui poezia și o să primești ceva cadou. Acum depinde, o să vedem. Am fost cu minte, nu am făcut nimic și poezia am învățat-o deja. Chiar sunt curios să văd ce poezie ai învățat tu. Mergem frumușel, uite, mă, cât de tare se vede noaptea. Arată mult mai bine noaptea. Uite, e făcut și pe blocuri, mă uit acum.
Ok, decorați și pe blocuri, n-am văzut așa ceva. Uite și pe acolo sus, ok. Hai să intrăm, vină că vreau să îți arăt ceva. Haide să intrăm aici în căsuța noastră de Crăciun. Uite aici o să stăm noi. Hai, vină înăuntru. Ce e asta? Wow! Ce cald e înăuntru. Da, mă, uite aici o să stăm. Oh, cât de tare să stau aici la foc și în căsuța asta de gheață. Wow! Îmi place, Amasico. Da, bă, și mie îmi place la nebunie, mai ales cu focul ăsta. Haide să punem ceva aici la fript, niște crăciori sau marshmallow. Ia să vedem. Pun acum la fript, mă, da? Ia vezi, ia una în gură să vezi dacă îți bune. Nu vreau, mă, dar nu-s fripte, nu vreau. Mai lasă-le puțin. Bine, mă, hai că le mai las puțin, dar cât vrei să le mai las, man? Ei, haide să punem aici frumușel. Sper să ardă cum trebuie, nu? Gata, mă, uite, acum le-am fript, ia uite-te și tu. Le-am fript, nu glumă, le-am ars, cred. Nu-mi plac, mamă, ce urât miroase, ia-le de aici. Tu nu știi ce e bun, mă. Nu-i plac, mă, marshmallow făcut la foc. Mâncăm noi, dacă tu nu vrei să mănânci. Și astăzi o să stăm, cred că, în căsuța asta, fraților, dar ați auzit bine. O să stăm aici, de ce nu? O să mai punem o saltea și o să dormim aici, cred. Sper că v-a plăcut aici acest videoclip alături de fratele meu mai mic, așa că noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal, nu? Ciao!